Tot ce spunem noi, toți prezenți cei studiu, avem dreptate perfectă fiecare dintre noi. Dar, trăgând linie, trebuie să constatăm că de 3 ani de zile avem o guvernare care se numește AIE pentru integrarea europeană și care menține caghebiști, pensionari, persoane corupte, degradate moral și profesional în fruntea acestui serviciu de informație și securitate. Unde este anticomunismul, unde este spiritul de reformatori, unde este nevoia de a pune pe picioare această instituție vitală pentru Republica Moldova? Lipsește cu desăvârșire. Acum, ca să nu rămân dator domnului președintele exercițiu, pe care lumea îl privește cu oarecare respect. Astăzi 100 de zile de când... Da, eu consider că este un om absolut... Apropo, putem să începem să-l criticăm. Ia să-l întrebăm acum pe domnul, cum îl cheamă, Timofte, parcă, da? Moșulică, dar ce se întâmplă cu atribuțiile dumitare de a propune un nou șef al Serviciului de Informație și Securitate? Ia să-l văd eu pe domnul Timofte sau pe prietenul nostru Ion, care vine deseori, Ion Păduraru, da? Șeful aparatului. Să-i propun lui Timofte, un băiat valid intelectual, moral, fizic, ok, ca și vârstă și pregătire profesională în funcție de director al Serviciului de Informație și Securitate. Directorul este propus de speaker, apropo. Nu, stați puțin, poate tu confunzi. Legea privind Serviciul de Informație și Securitate spune următoarele. Președintele Republicii propune, Parlamentul confirmă. Spre asemenea de procuror... Ai dreptate că... Reforma lui Pasat, da. Deci asta e foarte important. Deci Președintele Republicii Moldova nu-și exercită atribuțiile de șef de stat pentru a asigura buna funcționare a Serviciului de Informație și Securitate. De ce? Pentru că este un impotent moral, fizic și intelectual.